Direcția Silvii Căsălaș demarează Luna Plantării Arborilor. Manifestările incluse în această acțiune au ca scop conștientizarea populației cu privire la importanța și rolul pădurii, atât sub aspect economic, cât și ecologic și social. La nivelul celor 5 ocoale silvice din județ s-a stabilit un program de regenerare a pădurilor pentru anul 2014, care cuprinde o suprafață de 76 de hectare. Împăduriri se vor executa pe 25 de hectare, iar regenerări naturale pe 51 de hectare. Puieții necesari pentru efectuarea acestor lucrări sunt produși în pepinierele proprii ale Direcției Silvii Căsălaș. În această campanie pentru împădurirea suprafețelor incluse în programul de regenerare se vor folosi peste 145.000 de puieți din speciile gorun, stejar, cer, stejar roșu, fag, salcâm, paltin, frasin, milod și larice. Direcția Silvică dispune de un excedent de aproximativ 155.000 de puieți forestieri din speciile molid, larice, gorun, stejar, cer și salcâm. Valoarea lucrărilor de regenerare a pădurilor, care vor fi executate de Direcția Silvii Căsălaș în anul 2014, depășește 650.000 de lei. Pe de altă parte, în anul 2013 s-au efectuat 981 de acțiuni de control privind circulația materialelor lemnoase și tăierile ilegale de arbori. Aceste controle au fost efectuate de personalul silvic angajat al Direcției Silvii Căsălaș în colaborare cu instituții precum Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Garda de Mediu și Inspectoratul Silvic și de Vânătoare Sălaj. În urma controalelor efectuate s-au constatat 52 de infracțiuni silvice și 405 contravenții silvice pentru tăieri ilegale de arbori și pentru nerespectarea regulilor privind circulația materialelor lemnoase pe drumurile publice. În acest context au fost aplicate amenzi în valoare de peste 490.000 de lei.